Salut! Suntem în data de 6 noiembrie și suntem în tricou afară. Atât este de cald. Ora 11 și sunt în jur de 18 grade. Astăzi vreau să mut niște bolovan de râu, să amenajez un loc unde voi planta flori de piatră. În zona respectivă voi înființa o nouă parcelă pentru florile de grădină. Haideți să facem împreună această operațiune. Vreau să înmulțesc zonele cu aceste flori minunate de piatră și voi lua acești bolovani situați în fața casei și voi reamplasa în zona de aici, din dreapta, de la intrare dinspre bucătărie.
Am aranjat stratul de nisip, strat în care vor veni acum plantate florile de piatră. Florile de piatră le voi lua butași din această grămadă. Pe acestea le-am rupt pentru a curăța planta mamă în urmă cu 2 săptămâni. După cum se vede, sunt viabile, au înflorit în grămada cu gunoi. Așa că de aici voi recolta butași pentru plantare. Cu siguranță aceste mărătițe care sunt înflorite sunt viabile. Așa că le vom tăia pe acestea și le vom pune în pământ. Avem una. Ia uitați. Deci fără rădăcini, fără nimic, ea este viabilă în continuare. 2 3. Cum îi punem? Simplu. Îl luăm și pur și simplu îl îngropăm în pământ și o parte din tulpină, 5, 6, 7 cm îngropați în pământ. În substratul de nisip. Următoarea, la fel. Am terminat de plantat butașii de flori de piatră. 12 butași. Aranjamentul din fața casei, din intrarea din spate, este gata. Am folosit bolovan de râu, nisip, un capăt de buștean și flori de piatră. A ieșit frumos. Mie îmi place, sper să vă placă și vouă. Dacă vă place, rămâneți în continuare alături de mine. Multă sănătate și succes!